Salutare toată lumea și bine ați venit la episodul cu numărul 100 din seria noastră de Custom Subs. Da, am ajuns la 100 de episoade din seria asta, un număr foarte mare. Iar pentru episodul de azi am pregătit o mapă puțin mai specială. O mapă foarte bine făcută, special pentru episodul cu numărul 100. Va ruga pe toți care vizionați episodul ăsta să lăsați câte un like. Să strângem, nu știu, un număr foarte mare de like-uri pentru episodul ăsta. Zic eu că e o mapă care merită, puteți să vedeți și particule și tot. Dar o să decideți voi imediat dacă merită sau nu. Nu am făcut 5 episoade, 10 episoade, am zis să joc o singură mapă, dar una puțin mai specială. Cel puțin așa sper. Bun. O grămadă de informații. Salut, am decis să scriez un adventure map cât de original posibil. Cât de original posibil, dacă e adventure map, ok. Sper să-ți placă. Tema principală a acesteia este să evadezi dintr-o închisoare din Nether, lumea de dincolo, și să ajungi înapoi pe tărâmul de deasupra, mai exact în Sky, adică în cer vor fi omnivele și vei primi un punctaj specific pentru fiecare la sfârșitul fiecăruia, sub formă de XP. Sper să-ți placă, e fun, info, când vei primi un lever în inventarul pui pe un bloc de iron. Există lucruri pe care le poți sau nu le poți sparge chiar dacă ai game mode adventure. Good luck! Regul, citește toate textele plus textura default. Nu ți da game mode decât la maximă nevoie 5 6000 de like-uri pentru episodul 100 Hai să strângem 5.000 de like-uri Minim pentru episodul 100, acum depinde și de voi cât de nebuni sunteți, am strâns la un episod 8000 de like-uri, foarte mult sunteți nebuni, nu are mini survival, lol, ok. Și made by Gabriel, hai să începem. Ok, to the sky, când primim un level îl punem pe un bloc de iron Uuuh, și începe aventura noastră, deci trebuie să mergem spre cer. Lava ruins, perfect. Butoanele sunt checkpoint-ul, nu scăpa goldul, e necesar mai încolo, hai să-l punem aici pentru că nu vreau să ne încurce Și avem parkour în ruine de lavă sau ce ori fi astea Ok Bă, primul parkour a fost destul de easy aparent, checkpoint 1 Ah, fac, am căzut în lavă Ok, asta nu mai pare atât de easy, dar sper să fie Fuck it, e greu asta, deci cred că o să stau aici 10 minute E chiar foarte greu ce-a fost aia? Bă, pot să jur că am apăsat pe Shift, nu înțeleg de ce am căzut. Și fii atent, apăs pe Shift, ok. Oh, holy fuck, ce-a fost aia? puteți să vedeți că sunt particule peste tot în aer, ok, cred că trebuie să rim acolo, că altfel nu prea am unde, sau... Ok, așa. Puteți să vedeți că sunt particule peste tot în aer, asta e checkpoint. Și s-ar putea să ne cauzeze lag mai încolo, sper să nu, dar totuși... Ok, Ok. Bă, îmi place. E un parcurs foarte original. Puteți să vedeți și voi. E destul de greu să faci așa ceva. Sper să fie original pentru că... Holy fuck, am căzut. Am primit o grămadă de mape de la voi, adică de la abonați și mi-a zis lumea, bă, Max, să luat copia parcurul de acolo, ăla nu e original, la ceea ce nu pot eu să verific, pentru că vă dați seama că nu joc eu pe toate serverele și nu știu, oh my god, și nu știu eu dacă ăla au copiat de pe un server sau nu, Știți, adică Chiar nu-i vina mea, nu, nu pot să fac nimic în legătură cu asta Holy fuck Devine din ce în ce mai greu Cred Adică da, e destul de greu, dar am și mult noroc, trebuie să recunosc Holy fuck Bă, zici că mă joc uh, Dragon Escape, jur Mapa aia cu lava, probabil știți la ce mă refer Oh my god Checkpoint numărul 3, foarte frumos perfect, uh. Bă, da, am ajuns departe, rău de tot. Checkpoint numărul 4. Doamne, e, e și trebuie să recunoașteți mapa deja merită toate laudele. Uh, the Dungeon, The Dropper, episodul numărul 2, adică nivelul numărul 2. What the fuck, ok? Ok. Bă, poziției el că trebuie să activez toate animațiile, le-am pus toate pe on, puteți să vedeți, da, am pus și nori Da, nu avem nevoie de nori la nivelul ăsta. Asta e clar. Oh my god, din prima ești nebun. Holy fucking shit. L-am făcut din prima, nu cream că o să nimeresc. Mergem tot înainte. The Boss Wither Fight, episodul numărul 3. Stai să facem aici. Notch Apple, luăm un Notch Apple. A wither Fight, stai, 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 mai ceva pe aici? Oh, pune leverul. What? Deci, după ce îl omori pe Wither, acesta îți va da un Nether Star, evident. Uită-te în jur și vei vedea două intrări, tunele, du-te la cel... Deci, stai. Wither Fight, intră în încăpere, urmează să ai nu le folosește goldul pentru a cumpăra iteme de la villager. Ce iteme pot... Oh, pot să cumpăr iteme. Foarte tare. Hai să luăm un chestplate. Niște pantaloni, o cască, foarte original, foarte, foarte original, îmi place, nu știu ce părere aveți voi. Sabie, oh my God. Uh, arc, avem de toate, notch apple, săgeți și niște mâncare, atâta, nu mai avem. Punem armura pe noi, destul de să sabia, șarne, ou, și 17, fac, uitați ce am zis, deci stai. Uh, folosește goldul așa. După ce l omori pe Wid, dar acesta s-a un Star, evident, uite te în jur, vei vedea două intrare tunele, du-te la cel cu sainul domnul Alfred și schimbă Nether ul printr-un trading cu un Blaze Rod care este singura unealtă ce poate deschide chestul de la al doilea tunel. Folosește-l ca să treci mai departe. Ok, am înțeles. Fight! Holy fucking shit! Vreau să mănânc un Sincer, asta e foarte greu. Având în vedere că... Holy fuck fac, trebuie să nu mă nimerească alea. Ok, hai că nu-i greu, având în vedere că un arc bun și o sabie bună, dar... Oh, fucking hell. Oh my god. Ok, ne-a dat și Nether Star ul Ăștia ce caută aici, mă? Ce căutați aici? Oh, foarte tare. O grămadă de particule. Folosește Blaze rod Ok, deci trebuie să mergem întâi... Unde? Aici? Oh, aici. Bun, 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 bun. Avem domnul Alfred. Schimbă Nederstalul cu rod. Alfred. Buen. foarte frumos. Schimbăm. Foarte tare cheia infinitului. Bă, să o chinui ceva tipul ăsta la mapă. Au zis că e specială pentru episodul 100. Folosește rod-ul. Ok, mi-a dat un pickaxe. Și cu care ce ar trebui să fac? Stai să văd. Folosește-l ca să treci mai departe. De la al doilea tunel. Folosește-l ca să treci mai departe. Oh, uite un buton. Oh my god, sus la. Ok, cream că nu asta trebuie să facă am sincer. Foarte frumos. Ce aici? Hai să trecem, sari. Holy fuck. Mamă, cât de șmecher. Cât de șmecher. Cât de șmecher. și asta? Deci stai puțin, stai puțin. O să vreau să mă duc chiar la detalii și să pun ori pe on, pentru că el mi-a zis să-i pun pe on pentru ultimul nivel. Deci o să-i pun de pe acum. Bun, luăm toate chestiile de aici, nu știu ce trebuie să facem exact. Scrisoare. Această scrisoare este de la șeriful Emerald Valley, orașul în care te afli acum distrus. Du-te la coordonatele astea și distruge blocul de gold care te va duce mai departe. Succes! Bun, hai să notăm. Minus 741. 65. 65. Și 1355 1335 bun astea sunt coordonatele deci eu ce trebuie să fac aici mai exact să mă duc doar la coordonatele astea. Cred că da nu apăsăm F3 minus 741 oh my god. Ok îmi <laughs> scăpa de asta 841 bă nu. Ok 841 aici uh, 65. Oh, un, cu o mai sus. Cred aici, nu? Nu. Atunci aici, aici. 141, fine. 1335, trebuie să mă duc întâi la 1335. Pe aici, ce zice? Oh, uite că e și un drum. Oare trebuie să luăm emeraldele? Nu cred. 335. Bă, unde m-am dus? E 335, 741 parcă și 65. Oh, poate sub asta. Cumva ceva, nu? Trebuie deci să fie înălțimea 65. Nu înțeleg. Deci stai să citim cu atât. Uh, distruge blocul de gold deci trebuie să fie un bloc de gold la coordonatele astea Pe care eu chiar nu-l văd Minus 700, este... hai să mai ne uităm o Minus 741 Eu uit aici, bun, aici 1335 okay, mai... 1335 și aici okay, Deci aici jos Nu văd bloc de gold Cum ajungem acolo? La noi gold. Cum frate ajungem acolo jos? aici cumva? Oh, blocul de gold, uite-l. Bă, da, nu. 35 era? Era 55, fac. Ok, sunt prost. Locația 2, 713. Ok, foarte, foarte tare minus 713, ba sunt eu prost, Îmi pare rău, nu, nu a fost niciun fel de greșeală la mapă, am notat eu greșit, ok, se putea întâmpla oricui, 713, acum o să vină lumea să-mi zică, mă, eu sunt perfect, mie nu mi s -ar... oh my god, de ce plouă în partea aia, holy fuck, ok, minus 713, 64 și 1594, ok, deci mergem în partea aia, nu? 1594 minus 713. Ok, ceva în genul ăsta. Ok, aici urm următorul bloc. Locația 3, un munte. Deci e pe un munte. Minus 788. Bă, aș vrea să nu mai fie ploaia asta. Ok, aici nu e. What? Ok, în fine. Minus 788. Hai să vedem unde e minus 788. Că trebuie să ieșim de aici Băi ești nebun de destul de departe de locația asta bă interesant interesantă mapa Trebuie să recunoașteți că e o mapă foarte specială pentru episodul 100 nivele originale Câte vreți voi Ok nu cred că pe aici 788 adică da mergeam în direcția cea bună dar nu avem cum acolo că 788 cred Ok 83 asta nu contează 1385 Ok deci aici nu mergem tot înainte Uită văd cred că pe muntele ăsta trebuie să escaladăm Escaladăm muntele Venus Holy fuck Stai 1385 nu e celălalt Ok înălțimea 83 788 Ok nu N-a făcut bine Oh, da, uite aici trebuie să facem un fel de parcur. Ceva chestii Uite că ne și indică Băi, ești nebun Băi, ești nebun Băi, ești nebun Holy fuck Perfect uh. Ok Mai sunt locația 4 Bă, câte locații, frate, mi pui aici uh, Sărim jos pentru că... -i... Ala 59. Minus 750. Ok, mergem. eu peșteră. Mi-a și dat o explicație foarte bună. Pentru că așa o să știu să mă duc într-o peșteră. 750, 1391. Deci pe aici cumva. Și ar trebui să fie o peșteră. Nu? 1391, băi, m-am cam dus, m-am dus, m-am dus, Ok, minus 750. Oh! Uita blocul. Perfect. Fește găsi cheia Atlantei. Atlantidei, ok. Urmează coordonatele și vei găsi un white stand glass pargel cu caramida și vei putea continua bafta. Bricul poate sparge sticla. Locația gresului. Uh, locația orașului. Atlantida sau Atlantida. Minus 766, 72. Deci minus 766. Bă, foarte tare. Nivele originale îmi plac. Minus 766. Ok. 72 și 1451. Ok. Deci tot înainte. uita că pe acolo se vede. Deci trebuie să sparg cărămida asta care cred că are... Da, de fapt nu Ok, trebuie să facem asta. Uu, foarte frumos. Și am trecut mai departe. Bun. Cred că tot mergem. Atlantida, nici nu știu să pronunța la aici, nebun. Bun. Ai ajuns în orașul pierdut Atlantida, marele secret al populației pierdute din Emerald Valley. Du-te în mijlocul templului și vei vedea un tunel în podea. Sari în el și vei intra într-un labirint. Deci merg în mijloc și voi... Ok, uite-l. Labirint nivelul 5 de Dark Abyss. Holy fuck, nu mă nec. Ce scoți ăștia? Ok, care. Oh my god, labirint sub apă. Cât, cât de fucking tare chestia asta. Wow, deci mapa asta merită mai mult decât nota 10, sincer. Trebuie să recunoașteți și voi. Deci labirint pe sub apă. Wow, nu, nu m-aș fi gândit. Deci nu m-aș fi gândit, credeți-mă, că dacă ar fi să fac eu o mapă, mi-a zis mult să fac la episodul 100 propria mama apă și a zis că în max oricum nu ne ascultă, noi am tot zis și de astea, bă frate, pe bune, nu făceam eu așa mă apă și mai chiar niciodată, oare pe aici sau? Ce asta, Nici nu știu unde mă duc, sunt foarte, oh my god, sunt foarte multe, oh! Ce-a fost Sincer, e foarte greu să faci labirintul ăsta. Vedeți și voi, dar oricum e foarte tare ideea. Deci o să mă chinui să-l fac. Chiar dacă e foarte greu. Oare butonul ăla m-a dus de unde am plecat? Sau mi se pare mie? Dacă m-a dus de unde am plecat. E nasol. E foarte nasol dacă m-a dus de unde am... Ok, să mergem pe aici. Uuu. Uh, Uuu, uh, e imens labirintul tău. Imens, frate, deci... Credeți-mă că e greu să-l facem Nu știu dacă o să-l facem noi Ok, măcar mi-ai dat buții Dar tot e greu Nu știu dacă pe aici trebuia să vin Poate de aici am venit Fuck it Cred că de aici am venit Sau nu? No fucking idea No fucking idea am găsit un buton acolo, dar aparent nu era ceea ce căutam. Okay, nu e aici. Pă, măcar verificăm toate locurile. Aici am fost mai devreme. Ok, poate pe aici a trebuit totuși să merg. Ok. Bă, dai ai făcut la bine. Nu, știu cum l-au făcut, mai ales că e în apă. Și deci, mă că nu știu cum, cât o stat să facă toată nebunia asta. Nu, frate. de aici cred că vin, sau? Stai puțin să vad aici. Nimic! Nimic! Fucking nimic! Poate aici am fost și mai devreme. Ok, hai să mergem jos. Holy fucking mens. Și credeți-mă că nici nu mai am idee de unde, venind de unde am... Pe unde am fost în trecut sau chestie genul... Deci chiar nu mai știu. Îmi plimb pe aici ca un nebun. Dar frate, că imposibil nu poate fi, nu? Deci imposibil nu poate fi, cred. Aparent e imposibil, la câte... Doamne, frate, deci m-am dus prin toate astea. Nici nu mai știu acum. Poate am fost pe aici. Da, aparent nu prea știu dacă am fost pe undeva sau nu. Oare trebuie să urc tot mai sus? Ok, iar am apăsat butonul ăla. Ok, deci cred că trebuie să mă duc cât de sus se poate. Uitați-vă și voi că nici nu... N-am de unde să știu pe unde am fost și pe unde nu. Ok, mergem, mai, mergem aici sus. Având în vedere că mapa se numește To the Sky, Adică spre cer, ceva gen. Eu zic că trebuie să mergem tot mai sus. Nu. Nu o să merg pe acolo, poate pe acolo trebuia. Da, e un buton. E un buton și un buton diferit. Ok, dai un buton diferit, clar n-am fost aici ultima dată. Stai. Da, deci ne duce sus înapoi. Fucking troll. You just trolled me, my friend. Ok. Încă un cum buton. Mă duce tot sus. Ok, deci aparent ambele astea aici am fost deja și era sau nu am fost? Nu cred că am fost. Holy și așa la bilin n-am mai văzut, frate. Trebuie să ieșim. Deci trebuie să ieșim de aici. Oh my god. Oh my fucking god. Nu înțeleg la bintul ăsta, nu înțeleg cum ar trebui să fac, pe unde ar trebui să mă duc. Ok, e un buton care mă duce sus înapoi și aici ai alt buton și aici ai alt buton. Ok, să vedem, aici ai buton. Ok, nu, aici nu e buton, deci aici trebuie să mergem. Aici nu e nimic Bun, am înțeles ideea. Deci în partea stângă nu era nimic. În partea dreaptă nimic. De aici vin. În partea stânga asta. Ok, poate pe aici. Vedem. Bă, am și transpirat la cât de multe chestii sunt nivelul ăsta. Ok, cred că aici trebuie. Așa mai sus. Perfect. Prima la stânga. Oh my god, de ce mă duce iar în jos? Cred că iar e un buton care o să mă în sus. Da. Ok, deci nu. Prima la stânga nu e. Deci stai. Așa era. Prima la stânga nu e. A doua la stânga... Le vezi cum pe toate, frate. Nu e. Deci a doua la stânga nu e. Așa ceva. Atunci o să mergem pe aici. În stânga și în sus. Oh my god. Și asta. Asta e, frate, dar cum? Deci stai puțin. Prima, asta nu. Atunci aici, ceva. Nu, ăla e, ok, ăla e. Pe acolo e ieșirea, dar nu știu cum ieși. Deci cum ieși, frate? Da, clar, asta e ieșirea, pentru că... Am încercat... é possível de um botão, pei isso e nu Não é, não é, não é, como a duraço e depois. Esta é. Que não. Como é que vocês daí? can break. isso meu. frate, deci pe aici e da... Ok, o să facem o nebunie O să-mi dau... stai Da, stai Ai ajuns la mare labirint subacvatic Încearcă să treci de această pentru a ajunge pe camera secretară Și vedea acolo pe urmă dacă te lopești de intrare blocată Vei găsi altul un buton pe care îl ca să faci mai ușor în caz Ok, da Stai să văd dacă ajung ceva gen aici Oh, aici am venit Fac, sunt prost game zero 0 sunt fucking prost. Oh my God! Glumești, 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 ok, ok, am înțeles. Cred că mă prim, bam prin cercuri. Deci de acolo vin, de aia mi se părea mie. Ok, acolo nu e, aici am fost, nu e, am fost, nu e. Clar pe aici, deci clar pe aici trebuie să merg. Clar pe aici. Ok, prima la dreapta și după aia la dreapta nu e și deci clar nu e. Ok, la stânga nimic, la stânga pe aici fac aici e ceva, dar nu știu ce, după aia la stânga în jos, nu e la stânga în jos, și deci clar nu e la stânga în jos. Poate la înainte în jos okay. La dreapta Ok poate pe aici Bă e foarte greu Credeți-mă că e foarte greu Ok hai să vedem în dreapta aici Ok poate așa E greu frate E greu nici n-am reținut Sau ceva să știu pe unde am fost Nu e atât de ușor Ok sunt trei din astea Încercăm stânga. Deci încercăm stânga. A. ok, în sfârșit. Cream că nu mai fac, sincer. Oh my god, ce cu astea. Deci cream că nu mai fac asta. Ai găsit jurnalul meu. carcă pe pressure plate-ul din stânga și vei urca la suprafață cu un tool. Caută o intrare făcută din lână între Y, 1000 și Y, după care sparge și vei intra într-un templu. Deci stai. Uh, sari repede. Uh, holy fuck. Ok. Acum că ai ieșit din labirintul Atlantidei și ai citit cartea Olimpului, jurnalul lui James, urmează tascul precizat aceasta. Găsește două bucăți de ul pe, muntele, pe munte între Y108 și 128. Ești aproape de a ajunge acasă cu la 108. Deci Y-ul care... X. 108. Care trebuie să fie 108? Oh my god. Deci fac, deci chiar nu mai știu care ar trebui. Ok, cred că la din mijloc, nu adică înălțimea Y. 108 și găsește două bucăți de, de ulei pe munte între Y 108 și 128. Ok, cred că pe muntele ăla, nu? Da, ar fi mai logic pentru că la asta nu cred că poți ajunge la 108. Suntem la 90. Da, deci trebuie să urcăm pe muntele ăla. Hai să urcăm atunci pe muntele asta. Oh my god, poate trebuia să sar direct pe munte. Sunt aproape să ajung acasă. Vedeți și voi ce mapă specială cu aventură și cu toate nebuniile. Deci ăsta e episod special de... Deci... Ok, pe aici undeva între 108 și 120 și ceva. Ok, deci câte bucăți? Găsește două bucăți de ul. Deci trebuie să găsim două bucăți de ul, adică de lână. Sper că nu e lână albă, că s-ar putea să fi trecut pe lângă ea dacă e lână albă. Ok, dacă e lână albă, cred că o să nebunesc. Adică pe bune, de Nu, nu e. Nu e! O să-mi conjur așa, încet, încet. Între 100 și 128, deci mai mult de 128 nu are cum să fie. Mult de 128 nu are cum să fie 124 Nu găsesc nimic Hai să vedem un vârf Dar nu e că am depășit 128 Deci clar nu e nimic Ok, nu e 128 Trebuie să facem așa în conjorul Bă, sper că nu e lână albă Că nebunesc ei okay. mai jos cu de asta nu vă nimic aici, mă că nu vă nimic poate era dar n-am văzut eu dar nu cred okay. mai jos puțin spunul asta 19 bă cum e verde asta am impresia că văd un ul verde dar da, nu e ul, nu e ul, nu e ul, nu e ceea ce vreau eu ok hai să mergem pe aici My god, e greu, sincer. Ce e asta? Ok, 114, 100. Deci nu, nu, nu găsesc niciun fel de wool. Oh my god. Oh my god, oh my god. Luna, frate, te rog, dăm luna. Vreau niște luna. Să tai luna și Y 108. Bun, deci până la 108 mai poate fi, mai e ceva până acolo. Trebuie să verificăm fiecare colț Pentru că poate am trecut pe lângă... Ok, cred că noi urcăm în sus decât să coborăm în jos. Așa că fac, el mă duc direct pe aici. 117. 107. Oh! Super! Tocmai ne-am blocat! Da, da. Chiar nu mă gândeam că a pus wool într-o găuișe din aia de pe -un munte. Holy fuck, lumea este prea dificil. Adică pe bune, pe tot muntele ăsta. Deci stai să vedem. Să vezi cu un jos, să citim asta. După care sparge și vei intra într-un tempul făcută în lână, între... Caut o intrare făcută în lână. Deci, pentru ca la suprafață cu un ca o intrare așa care se face și pe într-un templu deci trebuie să fie o intrare, nu? ca să intrăm într-un templu bă, nu văd lână deloc nu știu dacă vedeți voi lână ok, deja este mult mai jos decât trebuia dar frate, n-am văzut deloc lână măcar trebuie să fac mai evidentă sau ceva poate am trecut pe lângă ea de 15 ori, da nu mă judecați, da? S-ar fi putut întâmpla să trec pe lângă ea. Ok, nu e lână, nu e. Deși așa pare. De ce asta atât de dreaptă, nu? Nu, no, normal că nu. Normal că de ce nu mai fi lăsat, bă, frate? O fi lână? Nu. Ok, nu. Era niște iarbă, dar nu înțeleg ce caute niște iarbă la Fucking nivelul asta ok. Nimic. O stop și 120 ceva. Băi m-am gândit ca o să fie mai ușor. Nu știu voi. Dar nu găsesc chiar nimic. Deci chiar nu găsesc nimic nu știu. 28, deci este ultimul strat la care ar putea fi. Bă, dacă nu m-am plimbat prin jurul muntelui, ăsta e 15.000 de ori. Ăsta e muntele, măcar, să știu, dar ăsta e care altul. Dacă nu e asta muntele și caut ca prost degeaba. Dar nu, că n-are cum să fie altul. Bă, da, particulele sunt după mine, sau cum? Cred că vin după mine particulele la fucking 98. ce căutăm noi la 98? Nu știu. Deci, credeți mă că nu știu. Nici nu știu ce fac cu viața mea. Nici nu știu unde ar trebui să fie wool. Sunt două bucăți de wool, ceva gen o ușă ar trebui să fie, nu? Aici pare că ar fi ceva, dar nu e nimic. De nu mă apuc să dau jos tot asta. Deci mă apuc să dau jos tot muntele, fii atent. De, de sus, de tot. Tot fac. Nimic. 14. Ăsta. Bă, frate. Te rog, eu. Am căutat. De mi s-a luat, frate. Bă, deci cred că 15 minute am stat să caut bucățile astea de ulu. Am Le-am mai căutat vreo 8 minute, cred că. Am intrat, i-am trimis un mail tipul, i-am zis, bă frate, n-am cum să găsesc bucățile de ul, nu le găsesc. Și după, în următoarele vreo cred că 3 minute, le-am găsit. Holy fucking shit! Deci nu vreți să vă imaginați cât de mult am stat pe chestia asta. Sari când atingi pressure plate-ul Asta trebuie să, să mergem direct Ok What? Ai ajuns după o lungă călătorie în lumea de sus, de sky. Călătoria ta a ajuns aproape la sfârșit, iar scopul ei a fost să elibereze aceste ținuturi de armata minionilor, care l-au cucerit aflându-se în templul cercurilor. cerurilor. Scuze. Îl poți la orizont. Călătorește pe nori și găsește o cale să ajungi în partea cealaltă a ținutului pentru a urca la templu. Good luck. Pe care nori? Oh, The Sky Adventure 7. Trebuia să sărim, ești de bun? Ce e aici, mă? Direcția avertii. Trebuie să ajungi la acest templu. Succes. Ok, avem apă. Avem boost. Holy fuck, ce e aici? Deci nu înțeleg. Oh, trebuie să mergem pe nori. Deci stai să văd. Direcția arții în partea aia și trebuie să călătoresc așa ca să ajung. Eu sunt aici, punctul asta nu? Poți să harta? Nu, no, nu pot. Ok, deci trebuie să mă duc în partea asta. Ok, am înțeles. Deci trebuie să călătorim pe nori. A zis să activăm și norii normali Eu i-am activat și puteți să vedeți. Holy fuck. cădea. Bă, nu știu sigur ăștia. Ăștia sunt nori normali sau... Uh... Ah! Oh my God, ce se întâmplă? Aia nu erau nori normali. Ok, mi au zis să las activați norii, dar sincer, sincer... Nu, nu, cer vreau pe on, off. Sincer, nu-mi dau seama de cum vine nebunia asta, deci mai bine las așa. unde e harta? What the f fac în fine noroc că știu eu ce am boost și astea le mai am mâncat de ce bine. Uu, nebunie frate, nivelul cu îl cream că nu mai fac. Deci creți mă că am stat enorm și nu știu, poate am mai trecut pe acolo. Și nici acum cred că și acum am mai trecut o grămadă ori și nu le-am văzut. Ok, deci trebuie să călătorim pe nori. ok. Uu, nu pe aici. Vreau cum pe aici? Ok, hai să urcăm în sus. Foarte tare mă deci foarte tare, trebuie să recunoașteți. Chiar dacă poate e mult mai complicată și poate și pentru voi mult mai complicat să o înțelegeți. Pentru mine, sincer, a fost mult mai greu să joc, cred că foarte, cea mai grea mapă pe care am jucat-o. Bă, clar, apa aia ai pusă cu un scop, nu? Să mă pot cățăra eu de ea. Perfect. Cred că în partea asta ar trebui să fie, nu? Oh my god, acolo e. Deci văd clar că e acolo pentru că se văd scările alea foarte șmechere. Deci stai, trebuie să ajung acolo. Bun, de aici o să sar. Uuuu! Ok, m-am cățărat de apă. Fuck it, noroc cu apele astea că le-ai pus. Pentru că sincer, fără ele aș fi fost mort deja. Bă frate, ăsta deja zici că nu mai e Minecraft. Deci, creeți mă o mapă super pentru episodul 100. Deci, wow, wow. N-am cuvinte, frate, pe bune. Ok, unde scările alea? Acolo, deci trebuie să ajung... Bă, dar dă de, la mine, de, lângă mine. Trebuie să ajung acolo. Deci trebuie să ajung pe insula asta. Uuuu. Uh! Uh! Altfel nu avem cum să ajungem pe insula asta decât așa bine. Vă dați seama că el a pus apa asta pe aici ca să mă folosesc de ea și ca să știu să urc în sus, că na, nu nu pus să doar așa de prost. Bă, dar mă enervează chestia aia. Oh my, god. oh my god. Ce ar trebui să fac acum? Oh. Ok. Bă, cred că asta trebuia. Ah, cred că trebuia să fim pe apa asta. În fine, same shit. Adică pe bune acum. Bine. Avem mod adventure, adică... Nu? Da, avem mod adventure, dar să o putem sparge. Cred că e mod adventure. A, ah, sau nu... Nu cred că e mod adventure, sau? Ba, atunci când am intrat eu acolo jos, mi-am dat... Când am căzut jos, mi-am dat game mode 1 și după aia game mode 0. Deci nu cred că e game mode adventure, dar în fine nu contează. Hai că am ajuns. Adică n-am trișat cu nimic, să zici. Ok, diamond, armura, chesti, doamne, ce-s cu toate nebunile astea? Goodies, ok. Hai să le punem pe noi. Credeți-mă că joc, cred că de o oră mă, Lupta finală, ai ajuns la final, în sfârșit, urcă în templu și lupte -te cu minionii care ți-au ți, și, ți ucis tatăl pe Zeus. Folosește Healing Potion ca să le scazi viața inamicilor. Succes! Ok. Pune... Oh my god, minio! Oh! muriti Fucking... Oh my god, sunt pinguini! No! No! Oh my god, ce mas, Bă, frate, nu cream că Minecraft-ul poate fi atât de horror. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu! Bă, sunt nebuni ăștia! Plecați, ok, ai cam un golden apple. Atât mi-ai dat un golden apple. Am folosit și poțiunile. Ok, mai am una. Uh, uh, nu, no. Dacă îmi scădea mie era nasol. Ok, bă, da, King-ul ăsta e nebun. Cum se numește? Zombie King. Ok, am omorât pe toți. Bun, și să punem butonul aici. Oh my god, felicitări, ai terminat mapa. Fire protection. Coroana regală. Uh, bă, frate, și dintr-o explozie s-a făcut capul meu aici. Și ce scrie? Max și altele custom subs, de fapt cas 100 subs, custom subs. Bă, frate, nota ta merită, de fapt mapa ta merită nota 500, crede mă. Cea mai faină mapă, mi-a plăcut enorm. Foarte fain și Max for life, scrie acolo, hashtag Max for life, custom subs, de fapt cas, tu o mă gen subs, da, aici e 100 pentru că episodul numărul 100. Sper că v-a plăcut, fraților, episodul cu numărul 100. Mie mi-a făcut foarte mare plăcere să-i joc mapa acestui tip. O mapă exagerat de faină. Nu știu, mie mi-a plăcut exagerat de mult. Vreau să-mi spuneți și voi părerea voastră în comentarii. Dacă vreți să fac în continuare mape de genul, adică... Nu știu dacă o să mai îmi trimită cineva mape atât de faine, însă credem că tipul ăsta merită toate laudele. Deci, toate, toate laudele și... Ce cel mai tare... Put Bine nu e cel mai tare Dar o chestie foarte tare Avem 100 de nivele Puteți să vedeți în bara noastră de XP Avem 100 de nivele Episodul cu numărul 100 Custom subs De aici e o 100 Foarte fain Deci cel mai fain mod de a sărbători episodul ăsta cu numărul 100 Sper că v-a plăcut Eu am fost Max Și da Noi ne vedem data viitoare fraților Pa pa